Criza sanitară i-a determinat pe mulți români să-și facă vacanțele în țară în această vară. Tărâmul Mării Negre fiind de departe destinația favorită, arată bilanțul realizat la finalul sezonului estival, astfel că au apărut deja ofertele pentru litoral 2022. Un trend care a apărut în 2020, odată cu declanșarea pandemiei și s-a accentuat anul acesta, este preocuparea mai mare pe care o manifestă românii față de condițiile de cazare, în special față de curățenia din hoteluri în raport cu prețul plătit la sejur. Mulți turiști fiind dispuși să achite un tarif mai mare, dar să opteze pentru un pachet mai complex, cu mai multe facilități incluse și cu garanția unor standarde de calitate înaltă. Știți cum este, respectând măsurile de siguranță împotriva pandemiei, omul care își permite și vrea totul să se relaxeze, mi se pare de bun augur, aș face rezervare pentru perioada de vară. Care suntem în pensie, mergem perioada de iarnă. Acum nu știu ce se întâmplă pe parcurs, nu vedeți, vine val de epidemie după val, nu se știe. Și se zice că de acolo, din îngrămădeala mare, se împrăștie. Acum fiecare face cum îl taie capul. Spuneți dumneavoastră că oamenii nu mai au neapărat o siguranță în momentul de față. Da. Nu, asta este. Astfel că au apărut deja ofertele pentru litoralul 2022. Și ce puteți să ne spuneți despre ofertele pe litoral din anul 2022? Ofertele pe litoral au apărut. Ofertele pentru stațiunile balneoclimaterice au apărut. Sunt reduceri până la 45%. Tot am vorbit în această discuție de contextul actual, trebuie să ne legăm totuși de el. Chiar dacă sunt oferte de early booking, last minute sau cum vrem să le numim noi în această perioadă, turiștii și clienții au reticențe, au fost probleme în anii trecuți cu rezervări care s-au anulat, cu rezervări care s-au reprogramat. Nu a fost vina unei agenții de turism, nu numai a noastră sau a altor agenții din Severin sau din țară. Acesta a fost perioada pandemică. N-am avut ce să facem nici noi, nici partenerii noștri, nici unitățile de cazare. Nimeni n-a cerut o pandemie. Haideți că noi cerem o pandemie națională sau internațională. Nu. Tot ce înseamnă ofertă pentru litoral sunt deschise. Trebuie să liniștim clienții că pot să ia la prețuri mai bune. Chiar dacă doresc să ia la anul, domnule, las că luăm cu 2-3 săptămâni înainte. Atunci poate să găsească prețurile la fel. Dar nu o să găsească unitățile de cazare care o să fie în acest moment disponibile. Litoralul românesc a rămas în topul destinațiilor de concediu preferate de români și în acest an, arată un studiu realizat de o platformă de rezervări online, potrivit căruia cele mai populare stațiuni alese au fost Mamaia, Eforie Sud și Olimp. De asemenea, atunci când vine vorba despre un sejur mai lung, cum sunt cele de minimum o săptămână, mulți români își doresc cazări care să le ofere cât mai multe facilități, care să le confere sentimentul că sunt ca acasă. În ultimii ani, românii au început să caute tot mai des apartamente spațioase, atât pe litoral, cât și în celelalte destinații din țară.